Salut, bine v-am găsit la un episod din Jocul ăsta în VR. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și am zis, bă, hai să mai continuăm și să facem încă un episod. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și bineînțeles, ca și în episodul anterior, va trebui să facem curățenie pentru că sunt niște oameni prinși ce nu pot scăpa și avem aici din nou o gașcă de oameni răi. Avem aici niște tipe aparent pe role care ne cauzează probleme și se pare că au luat orașul prin asediu. Așa că o să trebuiască să facem o chestie de genul... Ia să vedem! Salut! Deci jocul ăsta are tot fel de chestii de genul ăsta în care poți să apuci caracterele negative și să le arunci pe diferite chestii. Ba chiar să iei chestii de pe jos, stai așa că am dat de masă, să dai, uite așa, poc. Fiecare nivel e diferit, știi? Data trecută am fost la un bar, acum suntem pe stradă. Dar, da, aș vrea să strângem la episodul de azi, dacă se poate, să strângem peste... 20.000 de like-uri, credeți că s-ar putea? Nu știu, eu aș fi foarte, foarte bucuros dacă am putea acest lucru. Și uite, fetele astea au prins pe un om nevinovat, o fată nevinovată, i-au pus o bombă. Deci ăștia cred că au aceeași legătură cu cei din barul respectiv. Și acum avem aici, nu știu ce e chestia asta, hot dog nu e niciun caz, dar îl mâncăm. Și vin mai multe de astea pe care trebuie să le batem. Gașca, nu știu, cum vreți voi să le spuneți la astea? Ia, dați-le un nume. Că data trecută v-am spus să dați nume la pumn și mi-ați dat foarte, foarte multe nume în comentarii la pumn. De data asta vreau să le dați un nume acestor motocicliste pe role. Nu știu exact cum să le zic. Dați-le un nume la gașca lor. Hai să vedem, pot să-i bagă mașina de spălat? Trece mașina de spălat! E pe Caterinca jocul ăsta, nu știu, îmi place foarte, foarte mult. Și... avem aici 2 din 3, 3 din 3, bun. Deci putem să ieșim de aici. De data asta jocul e un piculeț mai open world, adică te poți duce în diferite locuri și văd că poți să faci chestii. Dar, stai să vedem unde mai pot să le arunc pe astea. Acolo, în el. Și, wow, ce tare. Bun, hai să ne facem puterea. Ia de aici. Cine ești tu? Sare topoare, nu știu ce are, dar oricum are importanță. Na, dăm toporul tău încoace. Și acum avem posibilitatea să ne folosim de el. Ia să vedem, e cineva pe aici? Zice cu ajutor. Ia de aici, gata, te-am salvat, omule, sper că ești bucuros. Mi-a dat o felie de pepene. Mamă, ce-mi doream eu o felie de pepene. Ok, am toporul, fată, vezi? Fuck! Ia uite mă, motociclista. Unde s-o arunc pe asta? Uite acolo. Bine, cu coroană cu tot, wow. Bă, ce faci, mă, frate, ești nebun. Bun, dar astea sunt destul de rele, mă, destul de rele. Au luat orașul ăsta prin asediu și nu vor să lase oamenii nevinovați în pace, frate, deci nu se poate așa ceva. Că îi dau și cu piciorul pe după urechi, așa îi dau. Ok, tu unde vrei să te duci? Ia să vedem dacă avem posibilitatea într-un loc nou. Aș vrea acolo sus, dar nu, cred că tot aici o să te duci. Salut! Ok, o să iau practic orice obiect de pe jos. Și avem 3 din 5, mai sunt încă 2 care trebuie să vină. Că îți arată mereu când bați pe câte unul, îți arată câți trebuie să mai vină, câți inamici. Puc, mă, cum îi dau cu statuia asta? Mă, frate. Și acum avem mai multe puteri. Am și puterea de a folosi cuțitele de la bossul anterior, pentru că i-am folosit. Îi pot folosi puterea pentru că l-am omorât data trecută, dacă mai țineți minte. Și acum trebuie să-mi încarc puterea. O să testăm puterea asta chiar acum. Dar trebuie să-mi o încarc mai întâi. Poți să iau ăsta? Ia vină mă încoace, că te învăț acum o lecție. Ia că se învârte asta, mă, se învârte ea. Ia și tu, toată lumea vrea câte un pun. Ok, pe tine unde te arunc? Ia să vedem. Te arunc, vreau și eu un loc nou unde să arunc pe cineva, în canalizare. Ce s-a întâmplat? Băi, și crocodilul să mănânce pe astea, ești nebun. Nu cred cât de tari sunt chestiile astea. Bun, putem să intrăm într-o zonă nouă, avem pe altcineva care trebuie să... l-a băgat un bancomat ăsta. Ok, hai că te salvezi, fato. Te-am salvat, hai de afară. Ce mi-a dat-o și-a urma cu de toate, o, doamne. Ok, bun. Ia de aici. Ok. Și să-mi fac puterea. Cuțit. O să arunc cu câte vreau eu. Nu cred, ce tare e. Ui, șmecheră, mă, puterea asta. Și puterea cealaltă era șmecheră, dar asta cu cuțitele astea infinite. Băi, șmecheră rău. Ia să vedem pe unde ar trebui să mai mergem. Că momentan nu mi-arată. Dar cine ești tu? E unul mare și nu mai am cuțite. Tăticule, stai acolo. Stai acolo că stai bine. Nu știu cine e ăla și nu știu de ce a venit. Probabil e bossul lor, nu știu.
Dar e mărișor, e mărișor. E roșu, e roșu. Probabil eu trebuie să-l bat pe el în momentul care nu e roșu. Cel mai probabil. Când obosește, că obosește după chestia asta și atunci cred că trebuie să-i dai. Nu mai dau cu piciorul, că am și eu picior, să știi. Ia uite cum se învârt picioarele mele. N-ai văzut așa ceva. Doar în filme ai mai văzut așa ceva. Ok, fii atent. Asta se duce încolo. Obosește și acum vin eu și dau. Poc, 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 poc. Aia e șmecheria. Stai, nu, nu fă de asta. Alo? Ok, prietene, gat. L-am liniștit, l-am băgat în zid. Bun, tu stai așa, fato. Nu, vreau să te prind, să te arunc. Bun, avem 4 din 7. Trebuie să mai vin încă câteva, încă 3. Bă, dar ce vă aruncați, mă, ca nebunele așa? Ia vină, mă, tu încoace. Mă, că scăpăm și de aici și putem să avansăm mai departe, știi? Și nivelele sunt diferite în funcție de zonă. Ok, ia de aici. Ia de aici. Ok, pe tine te voi arunca în canal. Iarăși, ești tu un dita mai crocodilul, atunci o mănâncă pe aia. Așa, dacă ați ajuns până aici și n-ați apăsat pe butonul de like încă, apăsați-l chiar în momentul ăsta. Hai să strângem și noi 10.000 de like-uri, voi număra până la 3. Și la 3 să apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Nu știu ce este asta, să-mi spuneți în comentarii dacă știți. E un fel de sandwich și a urma niciun caz nu cred că e. Este un fel de sandwich. Ia mă de aici. Ha mă, că scot ambii pumni. Eu dau cu numai cu un pumn, știi, da? Eu pot să dau cu două deodată. Adică, nu-i problemă. Nu e problemă de război. Ok, pot să-i dau cu piciorul ca să-l liniștesc. Mama, am spart tot magazinul ăsta. Bă, tu de unde ești, mă, nebuno? Asta este de undeva, din congelator. Deci las. Data trecută ne-am bătut cu niște tipi într-un bar, dar de data asta aparent e o gașcă de tipe rele care cauzează probleme în oraș. Nu știu exact cine sunt ele. Opa, opa. Dar vor să facă rele. Bagă oamenii cu bombe și tot felul de nebunii. Adică nu putem să lăsăm așa ceva să se întâmple. Și cuptorul cu microunde. Bă, Doamne, direct la cuptorul cu microunde. Așa, hai să vedem. Ia vină tu încoace. Dă-mi unul de la, te rog, mulțumesc. Asta e cel mai ușor de omorât, deși pare greu de omorât. Dar îți dă toporul imediat. Și e super, super easy. Bun, aici mai avem încă 3 de bătut. Din ce văd. Nu o să-mi folosesc încă puterea. Am puterea verde echipată. Dar n-am să o folosesc încă, că nu cred că are rost. Și în hidrant. Fii atent. Și? Salut! Mai coboară? Nu mai coboară. Bun, 3 din 3, putem să avansăm. Hai să vedem. Văd că undeva prin aleea asta? Nu. Aha, bă, unde suntem aici? Hai să încercăm să coborâm persoana asta. Băi, săracu, săracu. Nu știu ce e aici. E o zonă destul de ciudată. Niște... Astea sunt churros de aia, cred. Churros mexicani, cred că. Așa. Bun, hai să vedem. Stăm așa frumos. Ia să vedem unde pot să te arunc pe tine. Te arunc în coșul ăla de gunoi. Perfect. Perfect. Hai să băgăm puterea. Cuțit. Cuțite, cuțite. Ia de aici. Perfect. 3 din 3. Super. A, bineînțeles că mai veniți. Că nu se putea să scap eu de voi. Nici nu pot să arunc așa de departe. Adică pot, dar... Prenimeresc. O, e unul mare. Ar mai am cuțite. Ok. Tu stai jos. Trebuie să-i liniștesc pe ăștia mai întâi. Ia mă, pleacă de aici. Iarăși e unul. Mamă, 2 din 8? Ce vorbești? Ce vorbești? 8 de ăștia trebuie să bat eu acum. Ok. Dă-i pumnul ăsta măcar. Măcar atâta. S-a dus pe jos, dar n-a murit. Deci... Probabil în curând. Nu! Ok. Ok. Dă-i. Dă-i picior. Nu, a nebunit. Mi-a dat damage. Ba, nu te cred. De ce dai, mă, damage, mă, răule? Gata? L-am bătut, da? 4 din 8. Ia uite-mă și pe asta. Te văd! Să știi că te văd. Iarăși cu cuțite. Cu cuțite, cu topoare. Ia vină, mă, toporul tău în coace. Da, toporul că îi rupă ăștia. Țac. Ăștia cu topoarele, v-am zis. Îi dau un pumn, iau toporul din mână și dau eu după aia, știi? Hai că e nice. Mă ajută. Bine, trebuie să te grăbești pentru că altfel trage ea în tine, știi? Dă toporul în coace. Bine,
Tu, vino încoace și... Ah, vreau să o arunc, dar aparent i-am dat cu topor. 8 din 8, bun, hai să vedem unde mai avem de salvat oameni. Mamă, ăsta e... Ce, săracu, ia uite, avea o bombă exact în chestia asta. Ok, mi-a dat un copanel. Mi-a dat un mare copanel. Ăștia, asta era la stand-up comedy aici. Nu pot să fac nimic aici. Cuțite pentru toată lumea, pentru toată lumea. Mamă, ce-mi place să arunc așa. E super rapid. Bun. Hai să vedem, ne arată în direcția asta. Cineva este aici. Exact în chestia asta ce ar fi. What, unde e? Auleu, bombă, bombă. Dai, 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 dai. Oh, l-am salvat. Ce mi-a dat? Ce mi-a dat, mă? Un taco. Dă taco încoace. Bun. Și unde trebuie să ajungem? Ia de aici. Nu stai tu așa cu mine aici, că te rup în bucăți. Așa, bă, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade în VR, bineînțeles. Am aruncat-o pe aia în mașină. Ok. Să-i dau și la asta, că sunt doi de ăștia mari de data asta, după cum se observă. Și nu prea e o idee bună să te pui cu ei. Uite, 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 uite ce face, uite ce face. M-a lovit ăsta. Să-i bat cât pot eu de repede. Cât pot eu de repede. Aruncă-l acolo, în canalizare, bun. Trebuie să-i aștept pe ăștia doi acum să vină la mine, hai. Hai, ne batem, ne batem, suntem șmecheri. Oh, se pare că sunt, sunt destul de șmecheri. Dă-i, dă-i, dă-i. Să nu vină ăla repede. Cât îl bat pe ăsta la altă. Că să vină, probabil. Hai, ăla-i mort. Ți-am omorât, prietenul. Și acum, fii atent că se duce. Hai. Ăsta nu prea l-am bătut până acum. Și are tot full viață. Da, nu-i problemă. Picior. Gata, l-am liniștit. 4 din 4. Bun, unde ne trimite acum? Vortex. Nu știu ce e asta. Mamă, mașini tunate pe aici, nebunie. Cam un pic de nebunie așa dacă e. Ce e zona asta? Oh-oh! Oh-oh! Mamă, e bossul! E bossul din nivelul ăsta, uitați-vă. Deci fiecare nivel are câte un boss. Înțelegeți voi șmecheria? Hai să-mi schimb. Aș vrea, dacă se poate... Nu știu dacă pot să mai schimb acum. Aș vrea puterea asta să-mi o schimb. Nu merge! Ok, e problemă mare! Vai de cap! Vai de capul meu! Păi bun, și dacă voi vă plimbați așa, explicați-mi mie... Nu, că i-am dat una. Sau mi-a dat... Cred că mi-a dat ea mie una. Că-ți dau și eu cu piciorul. Păi ăștia mă bat... Păi și eu le dau lor cu piciorul, da? Ia, ia fiară. Ok, l-am aruncat pe ăla acolo. Am făcut un piculeț de mizerie. Hai să vedem. Ha, ai alunecat, da? Ai cam alunecat așa dacă e să aluneci. Ce se învârte? Ce vorbești, bă? Face piruetă! Aproape a murit. Deci aproape a murit. Ce boss puternic! Wow, tăticule! Și acum are de gând să facă chestia asta la nesfârșit? Ok. Bun. Poate mai recupere și eu din HP, zic. Că e destul de aiurea situația. Deci mă feresc de ele, mă feresc de ele. Ah, și acum mi-aruncă unul de ăsta normal. Când îți aruncă unul de ăsta normal, îl iei și îl arunci acolo. Acum se face mizerie pe jos și acum astea alunecă, vedeți? Și acum este momentul în care poți să le bați. Uite așa, pop, pop, pop. Nu știu dacă și asta poate să-și abătă. Ai, de capul meu ce s-a învârtit! Și acum, practic, eu trebuie să mă feresc. De altceva n-am de făcut. Trebuie pur și simplu să mă feresc. Deși mi-au dat destul de mult damage. Că se învârt ca nebunele, eu ce să le fac? Uitați-vă și voi. Și nici nu-ți dai seama exact unde să se ducă și se duc foarte rapid. Gata, au încetinit. Acum, trebuie din nou să ne ferim de ele. Ok? Ne ferim de ele din nou. Stați acolo, nebunelor! Oleu! Acum iarăși o să-mi aruncă, îmi aruncă pe încă unul. Pe care îl bat, bineînțeles. Și pe care îl voi lua. Și îl voi arunca acolo de data asta. Și acum le-a apucat dansul. Și acum iarăși le bat. Și cred că iarăși face chestia asta, corect? Da? Deci asta este... Asta e mecanica bossului. Deci asta o să trebuiască să facem. Bineînțeles, fără să ne mai atingă ăștia. Că dacă iarăși o să ne atingă, o să... Primim extrem de mult de mai și o să murim. Ok?
m-am ferit bine până acum, acum iarăși o să vină de jur împrejur și trebuie să ne ferim de ele. Eu credeam că le pot bate din prima, dar nu, nu le poți bate din prima, fiind un boss, bine, de fapt 2, da, mă refer bossul nivelului. Și îmi dau 2 de acum? Ok, ok, tu vină încoace și am să te arunc acolo, direct. Și pe asta pot să-l mai arunc undeva? Nu știu, dar pot să le bat pe astea acum. Asta e important? Iarăși se învârte. Ok, asta sunt nebune, frate. Trebuie să le batem. Dai, 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 dai. Nu știu, am ales una din ele, dar nu știu exact dacă e corectă alegerea. A, bănuiesc că trebuie să le bat separat pe amândouă. Ok. Le trimitem în justiție. Salut. Salut. Nu vreți să știți cât m-am chinuit la bossul ăsta. Nu vreți să știți. Stage 2 clear. Asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like. O să continuăm probabil cu următorul stage. După ce ai terminat o bătălie de genul ăsta, ai posibilitatea să te duci unde vrei tu. Practic ai nivelul deschis, ai curățat nivelul de oameni răi și te poți duce să vezi toate nebuniile. A, asta e zona nouă, probabil. Cred. E zona nouă? Nu știu sigur. Wow! Cu ce mi-a dat pe față? Ok, ne auzim probabil, ne auzim data viitoare cu nivelul ăsta, pentru că deja e prea multă nebunie. Hai, pa, pa!